Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bine ne reîntâlnim în partea a doua a Dimineților cu Plus. Alături de noi a rămas părintele Iustinian Cojocar, mulțumim tare mult. Da, cu drag. Părinte, vreau să spun un pic și despre epitaf. Mm-hmm. S-a trecut pe sub epitaf, urmează de acum. Când se trece, cum se trece, se pune la același loc ca și de, în apropierea Paștelui? Se pune în același loc, pe o masă mare, în mijlocul bisericii, se împodobește cu flori, oamenii cinstesc, pentru că, până la urmă, este icoană epitaful ăsta. După modelul Sfântului Aer, a epitafului dinainte de Paști, da, și nu are aceeași rânduială ca aceea dinainte de Paști, epitaful Mântuitorului, dar se scoate de către patru oameni vrednici care țin precum sfeșnicile și cu făclii în față și oamenii trec pe sub epitaful acela după ce se înconjoară biserica. Epitaful se pune la intrarea în biserică și oamenii trec pe sub epitaf, fac un fel de acoperiș. La epitaf este un fel de acoperiș și oamenii trec pe sub epitaful acela. Bineînțeles că până atunci, în timp ce se cântă prohod, oamenii vin, cinstesc icoana, sărută epitaful. Epitaful se face dintr-o pânză sau din catifea. Se donează, iată, de diferiți oameni care au o anumită putere financiară, cumpără și donează bisericii, pentru că se uzează foarte ușor în timp. Și depozitarea, și mai ales cinstirea lui, pentru că toți vin, toți pun mâna, toți sărută, este manipulat într-un anumit fel. Iar acest epitaf, să știți că la slujba prohodului are o însemnătate foarte mare. Simbolizează mormântul unde a fost pus Sfânta Fecioară Maria, Maica Domnului. Chiar pe epitaf este scena cu Maica Domnului care stă în sicriu acolo. Sfinții apostoli sunt în prejur și epitaful este împodobit cu diferite franjuri, așa ca la perdeluțe și ca la epitaful Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Poate fi un epitaf cusut cu fir de aur și când vedem auriul acela, poate să fie fir de aur. Adică omul își arată dragostea prin împodobirea epitafului chiar cu aur, cum vedem foița de aur la icoane. Da, este o rânduială din slujba prohodului Maicii Domnului. Cum spuneam la început, această slujbă nu de mult timp a intrat în rânduiala slujbilor bisericii noastre, dar o acceptăm și iată, mergem acolo la biserică și cântăm și prohodul. Putem să vorbim un pic și despre minunile Maicii Domnului? Pentru că ne gândim, când ne gândim la minuni, un pic ne gândim la cele petrecute în, pe durata vieții ei, după adormire, dar și la icoane. Vedem foarte multe icoane care plâng mir, care sunt răspândite peste tot în lume. Deci nu doar la, în România, ci și în afară. Vedem și așa la greci. Așa e. Toate icoanele sunt făcătoare de minuni, dar mai ales acele ale Maicii Domnului. Păi, de ce? Că împărăteasa cerului și a pământului și a zis bine, unele plâng, deci vedem cum curge mir, unele lăcrimează, nu cu mir, ci pur și simplu cu bobiță de apă, lacrimă, unele luminează. Unele dintre ele ori sunt întunecate, ori luminoase și unele ori pe zi ce trece se fac mai întunecate sau unele care erau, sunt întunecate se fac luminoase. Deci este un dar de la Dumnezeu. Arătăm cinstea pe care o acordăm Maicii Domnului. Și să știți că mulți oameni se apropie de Dumnezeu și de Maica Domnului în urma acestor vederi minunate, pentru că Maica Domnului face minuni, dar sunt și semne văzute. Adică, măi, Maica Domnului face minuni, dar icoana este însoțită și de semne văzute cum că este cu adevărat făcătoare de minuni. Nu icoana face minuni, ci Maica Domnului reprezentată, dar prin sfințire toată icoana aceasta este purtătoare de har, de asta și materialul din care este făcut. Nu putem să ne comportăm cu o icoană, chiar dacă e din lemn, cu lemnul de la scaun pe care îl avem noi și îl dăm cu lac și îl șlefuim. Nu. Deci s-au învrednicit oamenii de aceste vederi minunate, pentru că Maica Domnului este pururea rugătoare pentru noi.
Și Maica Domnului face minuni neîncetat. Păi este și o carte minunile Maicii Domnului. Și citim acolo câte minuni au făcut și face cu noi. Eu vă amintesc doar de icoana Maicii Domnului Pantanasa de la mine, de la biserică, de la Sfântul Dumitru. Și nu există săptămână să nu întâlnim oameni care să vină și să ne spună ce bine au făcut Maica Domnului. Alții vin cu analizele care le-au ieșit bine, alții s-au vindecat chiar de tumor, de cancer, pentru că e vindecătoare de cancer. Așadar, avem semnele văzute, Maica Domnului face multe minuni, ne bucurăm că avem o doare de mare preț de la Maica Domnului, cum e brâul Maicii Domnului, acoperământul, veșmântul Maicii Domnului, care ajunge în diferite părți și ale țării noastre, dar în toate părțile creștine ale lumii. Și bine ați zis că nu doar în România. Păi avem în Grecia, în Rusia, Ucraina, peste tot. Deci în întreaga lume avem o doare de mare preț și icoane ale Maicii Domnului făcătoare de minuni. Și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a lăsat, iată, o doarele astea de mare preț și avem posibilitatea să alergăm la ele. Și vedem oameni care vin de la distanțe mari. Știu că acolo este icoană făcătoare de minuni sau întâlnesc pe un duhovnic mare sau un călugăr mare. Și asta arată dragostea omului care face orice pentru a întâlni un om minunat și mai ales a cinsti un odor de mare preț, chiar dacă e la mare depărtare. Ce rugăciune ar trebui citite astăzi? Păi în cinstea Maicii Domnului, eu recomand tuturor să nu lase la o parte paraclisul Maicii Domnului. Primul sau al doilea, nu contează. Se poate citi acoperământul Maicii Domnului. Dar cel mai la îndemână, când nu ai o cărticică și poate nu ai timpul ăla pe care l-ai vrea să te rogi, orice ai face, Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Spui în mintea ta, în gândul tău. Și acum, fiind la emisiune, da, se poate ruga cugetul, da, spunem Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Deci rugându-ne ei în ziua asta, așa ne arătăm dragostea față de ea, ne mai arătăm dragostea punând numele Maicii Domnului la copilașii pe care avem, dacă avem fetițe. Păi, Maria, da, împărăteasă Doamnă, să nu uităm că e cel mai frumos nume de pe pământ, cel al Maicii Domnului. Ce să facem în ziua aceasta? Păi, sfințim ziua, participăm la Sfânta Liturghie și apoi facem lucrurile frumoase. Ne întâlnim cu cei dragi, mergem într-un pelerinaj, mergem, ne plimbăm, facem ceea ce ne place, pentru că Dumnezeu nu este un despot, ci este iubitor, așa spunem, este un stăpân iubitor, milostiv, de oameni iubitoare, deci de oameni iubitori. Și Maica Domnului este aceea care ascultă rugăciunile noastre tot timpul, dar mai ales în zile când noi avem sărbători închinate ei. Deci în ziua asta și nu numai acum, tot timpul, haideți să ne obișnim să citim Paraclisul Maicii Domnului. Paraclisul Maicii Domnului durează 12-13 minute, acoperământul Maicii Domnului tot așa vreo 12-13 minute, iar ca să rostești Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește pe noi, nu-ți ia mai mult de 5 secunde. Vedem astăzi că mulți pelerini vor fi nevoiți să înfrunte oarecum ploile care au Doamne, venit. Doamne, ajută cu a venit și ploile. Sunt și torențiale în anumite zone. Doamne, ajută să fie torențiale și să nu fie inundație. Da. Se spune că totuși parcă nu pățești nimica când vin ploile astea așa urâte. Parcă nu răcești, nu se întâmplă nimic, parcă ești ferit când mergi la biserică și nimeni nu pățește nimic. Să știți că așa e. Eu vă pot confirma asta. Deci m-au prins ploile când mergeam la mănăstire la Rărău cu tineri, m-au prins ploile cu traseele astea ale noastre de pelerinaj, m-au prins ploile, m-au dat luarcă. Când am fost la pelerinaj acum, anul ăsta de Florie, o plouat torențial. Dacă vă uitați pe imaginile de atunci, deci torențial o plouat, eram ud luarcă. N-am avut nimeni nimic și la tineri îi spuneam, măi, nu o să n-aveți nimic. Răceșteți când? Când ești lacom și mănânci o înghețată de aia rece, sau când ești lacom, să spunem că mergi undeva la o petrecere sau stai undeva unde te distrezi și ești transpirat și ești ce? Te ajungi 10 secunde să transpirat, să te prinde o rafale de vânt sau la răcoare, să intri la aer condiționat sau când folosești aer condiționat la mașină sau intri într-o încăpere, atunci răcești. Dar când tu te ostenești și spui fac jertfa asta pentru Dumnezeu, pentru Maica Domnului, pentru biserică, pentru credință, nu răcești. Dar mie mi s-a întâmplat de atâtea ori.
răcesc, cu poate că mănânc o înghețată din poftă sau beau ceva rece vara sau mă prind că ies din mașină transpirată, atunci răcesc, da, dar în rest niciodată n-am răcit la asta. Și vă spun, chiar am fost luarcă, deci și stat și ud prin pelerinaje și la picioare și în spate cu rucsacul, când, da, așa este, bine ziceți. Părintele meu spunea după terminarea postului, imediat mâncați, dar nu vă îmbuibați. E ca la Paște. Da, când 49 de zile am postit, păi dacă scapi atunci și mănânci de toate, păi te ia ambulanța rapid și te faci o criză de toate și de fiere și de stomac. Dar așa totul se face treptat. Totul e cu cumpătare în viață, cu echilibru. Păi dacă acum au trecut postul, păi nu-mi pun acum un farfurii de fleci, de grătar acolo și mai fac și o salată de ouă și mai mănânc și nu știu ce dulce și torturi. Nu. Le mănânc poate din toate. Dar e o bucățică de carne, o bucățică de nu, bucățică. Mâine iau două bucățele de carne și tot așa. Deci totul cu cumpătare. Să știți că oamenii echilibrați trăiesc mult. Da. Părinte, vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați fost alături de noi. Și eu vă mulțumesc, să fiți sănătoși. Eu vă transmit de fapt o invitație acum, să rămâneți până la finalul Dimineților cu Plus, să vedeți un pic din materialele pregătite, pentru că noi nu am stat degeaba. Am fost până la Mănăstirea Hagi Gadar, am fost până la Vicovul de Suș, am văzut acolo un pic de sport, dar am fost și la Ciocănești și la Festivalul de Artă Medievală. Au fost foarte multe locuri, am fost foarte activi. Eu vă felicit că mergeți, că aveți energie, Dumnezeu să vă ajute, să vă dea putere să mergeți, să le dați oamenilor informații și imagini faine, că avem ce arăta. Suceava este o zonă minunată. Și mă propun să începem cu Mănăstirea Hagi Gadar, care este cunoscută ca Biserica Dorințelor și adună în fiecare an sute de credincioși și pelerini armeni din toată țara și nu numai. Tradiția spune că dealul mănăstirii trebuie urcat în genunchi, iar biserica trebuie înconjurată de 3 ori în același mod. Haideți să urmărim materialul, după care revenim într-o scurtă pauză de publicitate și revenim în partea 3-a, imediat. Mănăstirea Hagi Gadar, toți cei care trec pe șosea o văd în depărtare, situată pe un deal, solitară și misterioasă. I se mai spune și Mănăstirea Dorințelor. Pelerinii, nu numai armeni, din toată țara care vin aici, urcă dealul și încojoară biserica de 3 ori în genunchi, păstrând speranța și credința împlinirii gândurilor bune. Istoria acestui loc începe în anul 1512, când doi frați armeni, degustori de vite, în drum spre Budapesta, înoptează pe culme. În vis le apare Maica Domnului, care îi binecuvintează să le izbutească negoțul și le cere să ridice pe locul acela o mănăstire din piatră cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Lucrurile s-au petrecut în tocmai și frații au ridicat o mănăstire de piatră fortificată, numită Hagi Gadar. Și chiar în țară aș putea să unic, se spune că este unic în sensul că mai este numai la Mănăstirea Necula, din Ardeal, din câte știu eu. În aceste două lucruri, în aceste două puncte, sunt în aceste două mănăstiri. Este o tradiție, am prins-o și eu, prins-o și bunicul meu, care a fost 50 de ani preot aici. Urcarea acestui deal în genunchi, înconjurul bisericii de 3 ori, urmate de dorința lor și de ajutorul, răspunsul Maicii Domnului, împlinirea dorințelor, de aceea tradus în Mănăstirea Hagi Gadar, se cheamă Mănăstirea Împlinirii Dorințelor, cu icoana Maicii Domnului în biserică. Nu, așa zis, am icoane făcătoare de mine. Deci este o tradiție care se păstrează și lumea văd cu respect. Potrivit părintelui paroh, toți pelerinii pleacă cu credință de la mănăstire. În plus, pragul lăcașului de cult poate fi trecut de oricine, indiferent de confesiune. Pleacă cu credință, în primul rând. Credința există aici. Nu, eu n-am să oblig niciodată un om bolnav să înconjure biserica în genunchi sau chiar un bolnav care ia pastile să postească. Credința este în interior și se pare că se îndeplinesc din moment ce lumea vine cu încredere.
atâta timp cât există credință. Lumea poate să vină orice lume, chiar și musulman poate să vină dacă vrea și face plăcere. Dorința este dorință, Dumnezeu este unic. Ținând cont că noi am rămas cu statutul de biserică primară, în sensul că Iisus s-a născut și l-a botezat, deci nu există aceasta, este singura diferență mai mare, să zic. Aceste două săptămâni între naștere și botez, cum sunt la ortodoxi, am fost prima țară care am trecut la creștinism în 301 și am rămas pe biserică primară. Deci, datorită unor conjuncturi politice, nu că n-am vrut să fac, nu am participat numai la primele trei sinoane. Și de aceasta, sub biserica e deschis tuturor, vin și catolii aici, au venit, nu s-au manifestat, de-aia am simțit că sunt și de alte religii, numai catolici. Nu pot spune penticostali sau probabil. Pictura a fost realizată de un pictor german. Cu ocazia resfințirii s-a reușit să se refacă și pictura, care acum se menține foarte bine. Pictura e făcută mai târziu, la 1863, de un pictor german în Imperiu atunci, Ludovic Kohler. Sunt pictate anumite monumente din Muntele Ararat, de sfințirea primului catoligos armean din Armenia, din la naștere, de la botez, anumite fragmente și cu cei patru sfinți care sunt. Dar s-a păstrat, am refăcut odată cu refacerea bisericii în 2012, resfințirea ei la 500 de ani, am reușit să refacem pictura și interiorul. Era, în momentul acela era acoperită, nu se vedea deloc, era totul cu culoare neagră închisă. Acum am reușit și văd că se menține. Părintele paroh spune că la mănăstire este multă liniște și pentru el mănăstirea Hagi Gadar este acasă. M-a ajutat faptul că sunt nepotul preotului armean stabilit pe aceste meleaguri, venit în România, din Turcia, în urma pogromului, și a slujit 50 de ani. Deci aș putea spune că am copilărit în jurul mănăstirii. Dar ca preot sunt din 1991, anul acesta am făcut 31 de ani. Amintiri sunt multe. În mod deosebit, n-aș putea spune, cât efectiv mă simt ca acasă. De multe ori chiar mai bine ca acasă. Stau în oraș, în oraș, știți ce atmosferă este și cum este. Adică este o liniște sufletească pe care o simt, într-adevăr. De multe ori vara, că iarna e puțin mai dificil, dar vara vin și stau aici în cursul săptămânii și e liniște. Și în acest an, în perioada 11-15 august, se organizează pelerinajul tradițional al credincioșilor la mănăstirea din Suceava, care aduce tuturor participanților fericire și liniște sufletească de a sărbători împreună hramul bisericii închinate adormirii Maicii Domnului, împlinirea de 10 ani de la târnosirea mănăstirii și totodată aniversarea 620 de ani de la înființarea și recunoașterea Episcopiei Armene la Suceava. Ne pregătim ca și în ceilalți ani. A devenit o obișnuință ca de ani de zile. Pe data de 15, cum a fost anul trecut, sau în cea mai apropiată zi de 15, cum e anul ăsta, noi pe 14 o să avem sărbătoare. La noi, la armeni, se face cea mai apropiată duminică de Ziua Sfântă. Cu aceleași tradiții, urcarea dealului în genunchi, înconjurarea bisericii, Sfânta Liturghie la ora 10, împărțirea de pachete, sfințirea strugurilor, mate de o mică agapă creștină. Urechiușile se fac sâmbătă seara la biserica din oraș, la Sfânta Cruce, acolo are loc și sfințirea lor și a urechiușilor și cu condimentul special curut, numit în armenește. Anul ăsta nu vin, decât episcopul nostru de la București, din câte știu eu, doar să avem oaspeți surpriză peste noapte. Cei doi deputați ai noștri, care sunt reprezentantul minorităților și Bosganian, care este președintele lumii armenilor, și probabil armenii în diaspora. Nu știu cine cum, dar mi s-au anunțat că vin. S-ar putea să vină puțin mai mult ca anul trecut, în sensul că am trecut un an de pandemie. 400, să spun, 500, aproximativ. Așa estimat. Poate să vină și mai puțin, poate să vină și mai mulți. Preotul paroh le transmite pentru cei care vin la mănăstire să meargă cu credință. Acesta însă îi roagă să mulțumească pentru binefacerile primite. În afară de faptul de
mult sănătate le transmit. Asta este cea mai principală răbdare și, în primul rând, credință. Dacă vin aici, să vină cu credință, nu cu alte scopuri, nu pentru minuni, pentru că de multe ori le-am spus, toată lumea, în fatistele care se dau sau în rugăciunile sau cuvântul care l-au cu mine, cere. Vreau asta, vreau să fiu sănătos, vreau să reușesc la examene. Acum câțiva ani sau cu decursul anului l-am implementat să-și mulțumesc. Eu întotdeauna când cer să luam, mă rog, pentru XYZ numele. Și la urmă spun mulțumesc la bună Dumnezeu pentru binefacerile primite. De cer mulțumire, nu numai cerere și mulțumire. Asta le transmit. Să fie sincer cu ei, în primul rând.